tragedie în România. Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Gelmar. 5 persoane și-au pierdut viața, în timp de o a 6-a a fost grav rănită. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, incidentul a mobilizat numeroase forțe de intervenție. Conform primelor informații oferite de autorități, un autoturism care se deplasa din direcția Giurgiu spre Gelmar a pierdut controlul în timpul unei depășiri, lovind violent un cap de pod. În urma impactului, toți cei 5 ocupanți ai vehiculului, toți bărbați, au fost găsiți decedați. Accidentul a fost atât de sever încât nu s-a putut face nimic pentru salvarea lor, pe lângă victimele din mașină. Un biciclist de 15 ani care se deplasa pe partea carosabilă a fost acroșat și grav rănit. Acesta a fost transportat de urgență la spital, alături de o femeie care a suferit un atac de panică în urma tragediei. La locul accidentului, echipajele de intervenție au acționat rapid pentru a încerca salvarea celor implicați. Din păcate, pentru ocupanții autoturismului nu s-a mai putut face nimic. Biciclistul rănit și femeia care a suferit atacul de panică au fost transportați de urgență la spitalele din Orăștie și Deva pentru îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la producerea acestui tragic accident. Conducerea iresponsabilă și pierderea controlului volanului sunt ipotezele principale luate în considerare în acest moment. Tânărul de 22 de ani care conducea autoturismul a efectuat o depășire riscantă, care s-a dovedit a fi fatală.